Culiță Sterp ars la portofel după ce a fost acuzat că a comis un accident în timp ce era băut și drogat la volan. Problemele pare așa că se țin scai de artist, dar cu toate detaliile vine chiar în aceste momente colega mea, Violeta Miron. Bun găsit! Bun găsit, Madalina. După ce Culiță Sterp a provocat un accident rutier destul de grav, a fugit de la locul faptei, iar oamenii legii au constatat că acesta s-ar fi aflat și sub influența substanțelor interzise și a alcoolului. Iată că de data aceasta artistul le-a cerut magistraților să fie lăsat să conducă din nou. Numai că aceștia nu au răspuns pozitiv rugăminților artistului și au refuzat contestația, iar acum cântărețul trebuie să mai plătească și cheltuielile judiciare în valoare de 250 de lei. Însă, dacă artistul va încălca regulile care îi sunt impuse pe perioada controlului judiciar, acesta riscă să primească arest preventiv sau arest la domiciliu. Și nu este singura problemă cu care se confruntă Culiță Sterp, pentru că săptămâna trecută acesta a ajuns și la judecătoria din Timișoara pentru a fi audiat într-un dosar de înșelăciune. El a trebuit să dea explicații cu privire la faptul că a promovat în mediul online o monedă virtuală care nu există și în care ar fi investit mulți oameni cu speranța că așa li se vor mări sumele pe care le-au investit și, bineînțeles, că au pierdut toți banii.